Dezideratul oamenilor, ca să vă dau o psihanaliză a pui, la nebun de căcat. Și la oameni obișnuiți, pula mea, ce mi se uită la mine. De fapt, psihiatria adevărat sau psihologii ar recunoaște, face, băi, nu vezi bârna în ochiul tău și te uiți la paiul din ochiul altuia. Ar fi așa, adică nu vezi defectele tale, dar le vezi pe ăluia. Foarte bine. Mai alt deziderat, de adevărat. Nimeni nu poate fi obiectiv. De ce? Pentru că e subiect și e subiectiv. Tendința ar fi să fii obiectiv. Păi cum ar trebui să te delimitezi de tine? Și mai un mai subconștientul. Subconștientul, ai zice că e subconștient. Deci tu ești conștient. De cât de conștient ești? Explică-mi și mie cât de conștient ești. Ești conștient visceral când stomacul tău digeră sau intestinul tău? Nu prea ești. Ești conștient că vântul bate? Din ce direcție bate? A, dacă te bate în față, poate îți dai seama. Ești conștient de vântul ăla de la înaltă altitudine care are viteză foarte mare? Ești conștient de... Cât de conștient ești? Nu-ți dai seama că nu ești prea mult conștient? Ești conștient prin ce? Prin doar afirmația că ești conștient? A, deci ești subiectiv? Da, pentru că ești un subiect. Și dacă ești subiectiv, ești supus erorilor? Ești. De ce? Pentru că treci prin discernământul tău. Care e ăla? Care ăla e condiționat de anumiți factori și vectori, care ar fi societatea sau apropiații tăi. Deci, omul tinde să fie, de fapt nu e. Cât am fi? Am fi doar prin afirmație. Am fi prin afirmația că eu sunt. Dacă eu sunt, sunt egoist? Păi prin ceea ce fac sunt egoist. Iubirea egoistă? Da, egoistă. Iubirea e proprietate? Da, e proprietate. Deci comunismul nu există. Sau național-socialismul, care ar fi fascismul, nu există. Pentru că noi prin faptul că vrem să avem al nostru, de fapt vrem să avem al nostru. De ce? Prin nesiguranță. Tu îngrădești în condiționare chiar persoana iubită. Deci iubirea o iei și o îngrădești. E bine asta? Da, e protectiv. Pentru că îți asiguri un al tău. Dar al tău e chiar al tău, nu? Că mai are și liberul arbitru, să spunem, nu? De alegere. Poți să-i dai libertatea totală? Uite, asta încerc eu. Și eu încerc de pula mea, de cum știu, să fiu obiectiv. Dar nu să fiu niciodată. Pot să fiu subiectiv, pot să fiu egoist. Și cam atât. Egoist, pentru că egoist.